aici. Să ne vedem! 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 Să
Lei pe moarte, vei cărți!
orice caz. Ține-te, rog, un pic. Măcar să se vadă cine ar fi. Libertate! Domnule Balan, care este poziția partidului? Poziția partidului comunist nu trebuie confundată cu poziția ucenicii.
Asta trebuie să fie foarte clar. Nu, dar oficial. Păi acum el a condus toate politica. Noi am auzit acum că a fost ales guvern cu Iliescu, pe care noi l-am cerut aici, foarte cu Corneliu Mănescu. Bine. Deci am impus, practic, linia politică la București foarte aici. Bine. Foarte bine. Deci, bucuria și satisfacția mare de aici, să-i gasă de aici. Asta este un merit deosebit. Domnul Bălan, vă aduceți? Când eu am auzit că vine puteam să mă rezistă de aici. Noi ne-am bucurat că ați revenit. De ce n-am rămas în secretar? De ce m-a schimbat secretar? De ce m-a schimbat? Ne bucurăm că ați venit. Pentru mine erau contat nimic. Să știți că de la această tribună de multe ori s-a strigat în vrem pe Bălan. Să știți, Bălan încercat momente de amărăție. Îi cau pe să știți că nici nu m-a eu aici am ținut piept două zile, că nu s-a tras niciun lucru, nu s-a folosit mașini cu piept, dacă am văzut că eu nu se pune toată, atunci a venit să mă aduc în comitetul ăsta. Cine a ordonat să se tragă? Bun. Cine a ordonat? Aici au generat. Unde e? Unde e? Unde s-au retras? Și cine au tras? Cine a fost cei care au tras? Trupele care au tras. Aici se execută un ordine. Îmi permiteți. Părerea militarilor corespunde cu cea a domnului Bălan. Părerea militarilor. Aceeași părere, o să vă spun, nu o să mă întrebați. Deci generalul acela este vinovat. Nu poți. El a primit de la Ceaușescu, fiicate, de la Ceaușescu era la Teheran. Ia a dat dispoziție să se tragă. Eram convidat. Ce se întâmplă cu Ceaușescu? Familia Ceaușescu? Ar fi cel mai mare păcat să se sinucide sau să fugă. Nu, aici trebuie judecat. Să fie prins. Și judecat. Aici trebuie să se dea drumul ăia, că prea sunt necăjit la urmă. Dar aici să-l judece, domnul Bălan. Aici să-l judece, să-l judece poporul, dar în Timișoara. Domnul Bălan. Noi vă vom recunoaște în continuare. Dar nu pot să circul, asta e problema. Nu te scaun, urcă să te scaun și totul. Nu, frate, eu pe cine te cunosc, ține tu geanta asta, te rog foarte frumos și stai alături de mine. Care mă iubește poporul ăsta? Aș vrea lumină, aduce niște verde care văd pe seară. Ce m-a făcut doar cu oamenii? Avem nevoie de un lider cu experiență politică și socială care să ne reprezinte. Și care se aibă totdeauna uza deschisă pentru noi, care a fost aici. Liniște! Atenție, să vorbesc că președintele și domnul Bălan, noi am dorit să dialogăm cu dumneavoastră și aș vrea cu această ocazie să dezvăluim o discuție în patru ori pe care am avut-o cu domnul Bălan și în care l-am întrebat într-un moment foarte greu pentru mine. Dacă eu par pe aia de și el mi-a spus și atunci am spus mai tare, vă rog. Domnul Bălan, noi acum
acum, mai tare, vă rog, părerea mea ar trebui să mergem la București, să fuzionăm. Cei ne-am fost, nu prea avem experiență, am cere. Eu sunt unii. Va deveni formațiune politică, formație politică de masă. După părerea mea, dacă rămâne la primul că acesta la Timișoara, focalizăm acest lucru. Avem de unul mai din noi trebuie să ne ocupăm preparat tot ceea ce s-a făcut. S-a bucurit și parată mare. Coordonarea activității țării se poate face și din Timișoara. Să poți nu. Nu ne punem probleme de coordonare. Ne punem front unic trebuie. Front unic. Apel avem nici în jur. Avem război civil acolo. Front unic trebuie. Capitala rămâne unde. De aceea noi trebuie să ne consolidăm. Să nu mă vorbim și să vorbim și să vorbim și să vorbim. De ce ar vrea să vă ridic această problemă? Familia mea e Nialu. Familia mea e Nialu, iar am evacuat. Și pe acolo încă lucrurile nu s-au schimbat. Să nu mi-i disidenți. Asta este problema care vă vorbim. Vreau să nu vă plecați. Nu, să simt, nu, faci asta. Adică, două, trei vorbe, dar imediat se răspândește în țară treaba asta și cu securitatea deci, mă gândesc. Deci, nu doriți ca să ieșiți în fața poporului? Să ies în fața poporului, să-i salut? Nu e sigur că da. Măcar. Vrea poporul. Vrea poporul. Nu vrea poporul. Considerați că în momentul de față este bine să spunem că am inițiat un dialog? Da, da. Nu un dialog. Atunci vă invit prima să spunem. Un moment, așa zic. Domn profesor. Și unde-i Paul? Mă cheamă la aici.
Întoarce-te, rog frumos! Nu așa! Întoarce să vedem și noi! Să fie trebuie să vorbim despre poporul! Sfinta! Vreau cu răspunii! Vreau! Medicul, o leșinată are ceva criză, nu știu ce faci.